Le mulțumesc nu numai pentru cunoștințele pe care mi-au oferit, dar le mulțumesc în primul rând pentru că a reușit să adună niște oameni frumoși, niște oameni faini aici, sâmbătă, și am reușit să discutăm chestii interesante, care, sunt sigur, pe care sunt sigur că o să le luăm cu noi și o să le aplicăm în viață. Și sunt aici în fața voastră ca să vorbesc despre noi, despre noi, oamenii frumoși, pentru că toți suntem frumoși în felul nostru. Și când am văzut lista aceea cu subiectele de discutat, am zis că, ok, lista este acolo, dar eu știu deja ce o să vorbesc, pentru că acum o săptămână și jumătate am avut un gând. Eu mai am așa gânduri năstruice din când în când, așa probleme existențiale. De-a lungul timpului mă gândeam când a început Universul, cum a început Universul, dacă suntem singuri în Univers. Și este o chestiuță care m-a ținut din clasa 7 până acum și n-am găsit soluția. Dacă o mașină circulă cu viteza luminii și a prins farurile, tu mergi și ajunge mai repede. Când a farurile sau mașină? În tema asta, în o săptămână și ceva, am avut o altă problemă existențială. Haine. Cum ne îmbrăcăm? Și am avut problema asta într-o dimineață, când mă pregăteam să plec la serviciu, m-am zis la 7, am făcut un duș, stăteam așa în fața dulapului și mă uitam, băi, eu ce mă îmbrac astăzi? Am reușit să mă îmbrac, mi-a luat 10 minute să îmbrac, mă încercând. Am ieșit pe ușă și în metrou, până la serviciu, am stat și m-am gândit de ce m-am îmbrăcat așa. Și câteva zile mai târziu, am realizat că, de fapt, oamenii, bine, gândul continuă, deci încă nu mai gândesc la asta, dar până acum concluzia mea este că oamenii se îmbracă cum se îmbracă din două motive. O dată pentru că sunt constrânși de societate, vor să se conformeze, merg într-un anumit loc și trebuie să se îmbrace într-un anumit fel, și oamenii se îmbracă pentru că așa vor ei, pentru că așa se simt bine. Și omul frumos este cel care știe să se conformeze, știe să fie frumos în fața celorlalți, dar știe să fie frumos și în față de el. Și de aceea consider că suntem frumoși astăzi și vă consider frumoși, pentru că văd că fiecare s-a îmbrăcat diferit, dar cumva fiecare este frumos în felul lui și a arătat asta prin felul care am vorbit. Și fiecare se simte confortabil așa cum s-a îmbrăcat. Și am văzut că business casual, kind of, casual, culori vii, optimism. Deci fiecare ne simțim bine în felul nostru. Și cu ce ar trebui să plecăm după discuția asta în cuța mea este că dacă ne uităm la flipchart-ul și la caiete, o să vedem cam aceeași culori. Și realizăm că trăim într-o societate în care se impun anumite norme, dar din când în când merită să fii frumos pentru tine, merită să faci ceva pentru tine. Și în loc să avem culorile acestea uniforme, o să vă provoc ca într-una dintre mine să vă treziți să fiți o agentă portocaliu. Să fiți voi. Și să fiți frumoși așa.